Salut, ce bine v-am regăsit în acest filmuleț. Astăzi ne-am propus să începem să împachetăm, dar asta și dacă ne vin cutiile, pentru că am comandat niște cutii și să vedem când ajung. Inițial am crezut că vin azi de dimineață, dar a venit alt pachet pe care îl comandasem și opream că sunt cutiile. Dar dacă nu ajung astăzi cutiile, oricum avem așa ce să mai sortăm, ce să mai facem și mâine sau poimâine când or ajunge cutiile, să începem să le și împachetăm așa pe toate. Sunt destul de multe, așa nu par foarte multe pentru că sunt toate în dulapuri și așa, dar când le scoatem cu siguranță vor fi multe. Dacă nu, oricum trebuie să fac puțină ordine, că ieri am fost plecați de acasă și mai toată ziua. Să mă dau la o parte. Vrei să-ți pui plapuma pe cap? Felix a mâncat, după cum se poate observa. Hai să-ți pun plapuma pe cap. Nu. Unde-i Felix? Cuc-cuc. Unde-i Felix? Da, unde-i Felix? Felix? Da, să ne apucăm puțin să strângem. Din câte am înțeles, tot astăzi vor veni niște persoane să vadă apartamentul. Și atunci să strângem puțin pe aici. Și să vedem ce mai reușim să facem astăzi. Și s-a întors soțul meu, care a fost plecat. S-a dus și el să mai rezolve una alta. A fost tot ok? Doar un lucru am rezolvat. Doar un lucru? La poștă atât? Nenea Fișer n-a vrut să vorbesc cu mine. De ce? Acolo, nu știu, n-a răspuns, n-a deschis. Și-a avut o poză la numărul de telefon și îl sună mai încolo. Da, da, da. Na, nu-i problemă. Nu-i problemă. Ce ai iubita? Sunt deja o întrebare ciudată. Păi, ce să fac? Nu se vede ceva? Poveste fără sfârșit. Da? De ce te emoționezi așa când... Nu mă menționez, ce faci? Adică eu, de exemplu, dacă te aud pe tine că mănânci sau așa, nu te întrebi ce faci. Că știu că mănânci. Adică strâng rufe, că sunt atâtea rufe și încă mai... Da, dar poți să strâng rufe și să fii fericită sau poți să strâng rufe și să nu fii fericită și te întrebi și dacă ești fericită. Da, tu mă întrebi dacă... Eu sunt foarte fericită. Da. Sunt cea mai fericită. Tu ești fericit? Eu sunt foarte fericit. Murdăriți multe haine. Toți. Serios? Și tu și copiii. Și eu, nu pot să spun că... Cum se numește un om care e fericit așa tare, tare? Prea fericit? La ce te referi? Da. Răspuns corect. Trebuie să strâng rufele pentru că o să vină câteva persoane să vadă apartamentul. Bine, în mod normal nu cred că suntem obligați să-i primim, numai dacă vrem, pentru că practic până la sfârșitul, adică până când plecăm noi, noi alegem pe cine primim în casă, nu? Corect, încă suntem proprietari. Încă suntem, nu știu, suntem, acum... suntem chiriași, nu suntem proprietari, dar... Chiriași, da. Dar dacă nu, a fost de treabă și proprietarul cu noi în multe privințe. Obișnuiți cu proprietatea, am uitat că suntem și da, o să primim câțiva oameni să vadă apartamentul, pentru că mi-aș dori ca și proprietarul să aibă chiriași în continuare după ce plecăm noi, adică să nu aibă nicio lună de întrerupere, deși săracul s-a atașat așa de noi și ar vrea să mai rămânem și ne tot întreabă dacă nu cumva ne-am răzgândit, că putem să rămânem, că... Că nu-i prea târziu, că... Că nu ne dă afară, că... Na, vrea ca noi să rămânem în continuare. Adică ai văzut și tu cât era de... Na, îi place așa de noi. Chiar dacă copiii mai fac gălăgie și mai aleargă și așa și el locuiește de sub, nu îl deranjează absolut deloc și... Felix nu-i umbla la tăti acolo. Ne vrea în continuare pe aici, dar odată ce am luat decizia mea... Și cu toate că ne vrea în continuare, chiar dacă i-am rupt ușa. Da, bine că i-am spus. Florina a reparat-o foarte frumos. Aproape că nici nu se observa. Adică dacă
dacă știi și te uiți, îți dai seama, dar așa, dacă doar, dacă doar deschizi dulapul să-ți iei ceva sau să pui ceva, observi pe când momentul în care vrei să ștergi, să cureți, atunci îți dai seama, dar așa nu se observă. Dar oricum mi-am arătat și a zis el că e foarte frumos reparat și e tot ok. Și a fost drăguț așa că a întrebat dacă am pățit și eu ceva atunci când... Da, e un nene foarte de treabă. Ce face Felix? Face numai... Felix s-a apucat să scoate de aici. Te-a spus că nu ți-o mai dau, că trântești pe jos. E departe. Departe ca spate? Un pic mai aproape. În locul tău. În locul tău. Mami! În locul tău. Da, mai spune-te într-o mântură până. Vine, vine repede, că-i dărmădă să mănânce și nu mai ascultă ei să... Să nu mai e genunchii. Lili! Hai, Lili! Hai! Ui, ui! Mă, de greu să-l ajut! Hai, încoace! Hai, hai, hai! Vine mai întâi așa să se pună Lili. Avea emoție, uite, gata! Lili! Îl iubește pe mădări! Da. Treci la locul tău. Du-te la locul tău. Și mi-i iubește. Deci este așa de ascultătoare. Da. Și de cuminte. L-așteaptă acolo. Vezi că ei acum îi tremură toate cele, că... Știi că primești ceva de la urmă. Ceva. Și de unde știi? Dar voi trebuie să mâncați mâncare. Ați mâncat? Încă n-au apucat. Termine aia un... O, mama! Aia ce scrie? Cine? Da, da, da. Lilișor! Mama! Doar vinit prea repede! După ce mâncați mâncare? Păi vinit prea repede că nu au apucat să mâncați mâncare. Da. Aua, Joy, nu, că nu am găsit. Asta după ce mâncați mâncare, da? Îmi place că încă este ordine și probabil sunt printre ultimele zile în care toate lucrurile sunt așa fine la locul lor. Și în curând, aici trebuie să mai strâng astea că a dormit Melissa de prânz. Deschidem și aici puțin geamul ca să mai intre aer curat. Îmi place așa când toate lucrurile sunt la locul lor, pentru că în curând, mâine sau poi mâine, să vedem când vin cutiile, va trebui să începem să împachetăm și atunci deja nu va mai fi ca până acum. Și încă ne mai bucurăm așa de ultimele momente de ordine. Unde mergem, copilași? La mamaie. La mamaie? Da, dar deci trebuie să începem acum și cam mama vine mai de mai târziu. Păi da, noi trebuie să pregătim lucrurile, să le împachetăm, că atunci când vine camionul, să putem să le punem pe toate în camion. Și ne trebuie mai mulți oameni pentru asta. Da, o să trebuie să mai mulți oameni să... Atunci... Da, tu te bucuri? Vă bucurați că mergem la mamaie? Da, 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 tu. Da, tu, da, tu. Da, tu, da, da, tu, da. Mi s-a prins. N-am înțeles ce să facem. A, să fie mai mulți oameni? Și să... Să facem un lanț așa de oameni. Și să dăm din mână în mână lucrurile. Așa, tic, 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 tic. Păi, și ce faci dacă vine vreun dulap greu? Tu cum îl ridici? Stai. Atunci mai mulți oameni. Mai mulți oameni? Că dacă o să fie, sau dacă o să fie o cutie grea? Tot cu mai mulți oameni. Tot cu mai mulți oameni, asta e să vedem și Daniel. Ce, tu vrei să mergi în România? Acum? Acum, peste puțin timp. Eu îl împing pe Daniel în România. Îl împingi în România? Cred că acești copilași mai mari s-au plimbat mai mult cu bicicleta lui Felix decât Felix. Da, tine! Da, faină! Au fost trei cupluri și un cuplu avea și copii. De fapt, cred că toți aveau copii, dar au venit fără. Dar un cuplu a venit cu tot cu copii, o familie. Au văzut apartamentul, le-am arătat. Cred că m-aș descurca așa ca agent imobiliar. M-am lăsat aminte așa cum era când am văzut casa. Le-am luat, așa i-am plimbat, le-am povestit. Parcă vindeam casa noastră sau închiriam apartamentul nostru. Acum să vedem care se hotărăște să se mute aici.
care se înțelege cu proprietarul, na, că până la urmă proprietarul trebuie să-i aleagă, nu îi alegem noi. Ultima familie chiar era o familie din Sri Lanka. Știau că au doi copii, na, până la urmă noi le-am arătat la fel tuturor, le-am răspuns la întrebări, acum cine se hotărăște să se mute, nu are decât să se mute. Oh. Dar bine, când i-am auzit, am auzit că vorbeau afară cu proprietarul, mai aveam câteva haine neîmpăturite. Le-am strâns așa grămadă, le-am pus într-un sertar. După aia le-am scos și am mai luat o mașină de rufe, că terminase uscătorul. Și am pus aici și tot mai am de pus câteva lucruri la loc, nu multe, și o grămadă de călcat. Dar nu știu că le mai calc. Acum cred că o să mai calc așa câte ne mai trebuiesc zilele astea. Felix e aici cu hârticica lui. Cărticică tip puzzle. Dar pune și piesele la loc. De unde ai scos aia? Ia să vedem de unde ai scos piesa aia. Nu. De aici, cred. Pune-o la loc. Nu se potrivește? Vrei să te ajut? Vino de aici, ai scos, uite-o. Uite. Și aia de unde era? De aici. Mai rotește un pic. Vrei să te ajut? Așa. Gata. Gata, Felix. Felix, te iubesc. Te iubesc. Felix. Dă un pupițel, dă la mami un pupițel. Dă la mami un pupițel. Ocupatule. Dacă nu dau, îți dau eu înghețată. Nu ai tu înghețată? Stai că acolo sunt toate alea deschise. Mulțumesc! Vrei și tu? Vrei și tu? Hai, du-te și tu să papi înghețată. Mănânc și eu înghețată, dar știam că mai am aici două, trei lucruri. O să le pun la loc și de călcat o să mai calc așa câteva lucruri pe care o să, na, să le folosim așa zilele astea. Mai ales dacă mai mergem pe undeva să avem așa câteva rânduri de haine, dar nu le mai calc pe toate, că după așa dacă le împachetez tot se boțesc. Așa, acestea fiind spuse, să mănânc înghețata. Asta este preferata mea, este așa cu vafă și cu vanilie, foarte bună. Am pus copila și la somn, de fapt doar băieții dorm. Și nu dorm singur, trebuie să stăm lângă ei. Și acum trebuie să merg să stau și lângă Melissa, să o mângâi și pe ea. Să nu se simte neglijată. Să nu se simte neglijată. Și după aia să ne băgăm la somn. Tu stai lângă Melissa, stau lângă Mădă. Tu stai lângă Mădă să adormă și Madalin. Am pijamale noi. Nu sunt noi, că ți le-am dat eu cadou de Crăciun acum vreo 2 ani. Păi da, dar nu le-am folosit. Nu le-ai folosit. Și asta înseamnă că sunt noi. 2 ani oare? 2 ani și. Acum de Crăciun s-au făcut 2 ani. În fine. Și Mădălin, impresii? Așa, ceva declarație că ne mutăm? O să-ți fie dor de noi? Nu, de-abia aștept să plecați. Ce afectat ești. Iubiții, o să-ți fie dor de Mădă? Ata cum să nu. Da? Da, dar sentimentul nu e reciproc. E cumnatul meu. Preferat. Preferat? Și singurul. Pe mine că îmi doare capul puțin, dar cred că de la câteva ore bune de somn o să treacă. Da, cam atât în acest filmuleț. Vă mulțumim tare, tare, tare mult pentru vizionare. Vă pupăm și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor.